Acestea sunt S23 și S23 Plus, noile flagship-uri Samsung, noile telefoane de top ale acestui an și vin cu diverse schimbări, inclusiv la aspect. Observați că ambele modele au trecut la aspectul serii Ultra. Anul trecut doar seria Ultra a eliminat camera bump-ul și a păstrat doar camerele ieșind așa din telefon în sus. Acum întreaga serie S23 are acest aspect, este un aspect unitar pe toate cele trei modele și îmi place asta. Îmi place acest ecran drept și îmi place că inclusiv colțurile carcasei de fapt nu par așa tăioase la mână cum se întâmplă la unele telefoane, sunt ele un pic rotunjite și asta le face plăcute la atingere, la ținut în mână. În mod normal, majoritatea oamenilor ar spune că folosesc telefonul ăsta cu o husă, dar dacă nu vreți să faceți asta, mi se pare că au un grip bun, stau bine în mână. Ecranele sunt protejate cu Gorilla Glass Victus 2, o variantă îmbunătățită în acest an. Avem noi culori, acesta este modelul verde care, mă rog, nu mi se pare foarte verde, e mai gri așa în anumite lumini, nu este foarte mult în evidență, dar asta e viața, s-a mers pe culori mai pastel în acest an, cum cred că se spune în domeniu. Ecranele însă sunt foarte luminoase, ambele urcă la 1750 de niți și arată impresionant, sunt dinamic AMOLED 2X, foarte refresh, variabil până la 120, foarte plăcute în culori și luminozitate. Schimbări importante au fost mai degrabă la hardware. Nu multe, telefonul este un upgrade generațional, dar s-au făcut modificări acolo unde contează. În primul rând, chipsetul este acum unul fabricat de Qualcomm, un Snapdragon 8 Gen 2, ușor overclockat chiar pentru Samsung. În alți ani știți că mulți reproșau faptul că Samsung vinde în Europa și în România și alte țări din Europa telefoane cu chipset Exynos, cel fabricat de Samsung, și mulți spuneau că este inferior. Părerea mea e că nu conta foarte mult, dar în acest an întreaga lume primește telefoane cu procesor fabricat de Qualcomm, cu Snapdragon 8 Gen 2 chiar îmbunătățit ca performanțe. Rămâne să vedem în teste cum se comportă asta, pentru că situația așa, procesorul este performant, dar depinde cât de rapid se încălzește și ce throttling face automat pentru a-și limita performanța după ce se încălzește. Asta vom vedea doar în teste și urmează și acestea pe canal, deci stați pe aproape. Modelele vin desigur cu diverse capacități de stocare și 8 GB de RAM. A fost o creștere a bateriei. S23 are o baterie de 3900 de mAh și S23 Plus are baterie de 4700 mAh. Acesta mic se încarcă la 25W pe cablu, acesta mai mare la 45W, în fine, nu sunt mari modificări acolo. Camerele pe spate folosesc un modul triplu, avem cameră principală de 50 de megapixeli, cameră ultra-wide de 12 megapixeli și o cameră cu zoom optic de 10 megapixeli, oarecum soluția standard. Camerele de selfie au urcat toate la 12 megapixeli, deci vorbim de un senzor nou și poate îmbunătățit. Din nou, vom vedea și asta în teste, așa la o primă vedere ele arată bine. Imaginea pe ecran arată foarte bine, dar desigur, contează, vom analiza în teste clare și făcute în aceeași condiții ca să vedem diferențele față de alte telefoane. Nu prea sunt multe de zis în rest. Mi se pare că upgrade de la o generație la alta, că S23 și S23 Plus primesc de fapt destul de multe lucruri în plus. Ai un nou aspect, unul plăcut, arată exact ca Ultra acum, fără camera bump-ul acela evident, ci cu obiectivele direct ieșind din carcasă. Ai ecran drept, ai baterie un pic crescută, ai ecran îmbunătățit la luminozitate, un modul foto performant și așa mai departe, plus noul chipset. Aceasta este cea mai importantă schimbare în acest an, deci cred că este o soluție bună. Nu știu încă prețurile, dacă le aflu între timp o să le pun pe ecran ca text, dar am aflat de oferte bune la precomandă. Precomanda este între 1 și 16 februarie, apoi telefoanele se lansează pe 17 februarie în magazine. În perioada de precomandă primiți nu doar un discount de 500 de lei la achiziție, e practic un cadou la precomandă, ci și stocare dublă. Comandați varianta de 128 de GB stocare și veți primi varianta de 256 GB. Dacă vreți aceste telefoane, v-aș sfătui să dați precomandă, pentru că diferența asta de stocare este importantă. Sunt niște zvonuri, n-am putut să le verific aici pentru că nu pot testa telefoanele așa cum ar trebui, dar sunt niște zvonuri care spun că stocările cele mai mici, de 128 de GB, folosesc standardul UFS 3.1. Tot sute de megabytes pe secundă scriere și citire, dar cele mai mari, de 256 și mai sus, folosesc UFS 4.0, care este chiar și mai rapid. Nu că ar conta asta, pe un telefon nu știu ce aplicație ar putea să scrie sau să citească cu sute de megabytes pe secundă, dar apoi cu 1000 sau 2000 sau mai mult, dar asta e viața. Nu strică niciodată stocare mai multă, de fapt, pentru că acum fotografiezi și filmezi la rezoluții mai mari.
Telefoanele acestea pot filma 8K la 30 de frame-uri pe secundă, nu 24 precum anterior. Schimbarea este datorată noului chipset și e binevenit, aș spune eu. Sunt curios dacă imaginea este însă fluentă, mai ales că îți permite un crop avansat, îți permite să reglezi mult mai bine cadrul dacă te pricepi ceva la editare video. Vom vedea însă, aștept, testez cu plăcere oricare model ca să vedem cum se va comporta el. Momentan, prima impresie este foarte bună, îmi place cum se simt și cum arată în mână și aceste schimbări, în special noul chipset, până la urmă, sunt binevenite în România. Ăsta a fost clipul, uitați-vă și la S23 Ultra, este și el pe canal, acolo sunt chiar alte modificări și la camera foto. În rest, dați un like și subscribe la canal și ne vedem la următoarele.